Pentru că 8 martie nu e doar un prilej de a ne sărbători mamele și femeile importante din viața noastră, ci și un bun pretext pentru socializare, reprezentanții PSD Rogova alături de primarul comunei Vamvu Costinel au ieșit astăzi în teren cu intenția de a oferi flori doamnelor și domnișoarelor din comunitate. În fiecare primăvară, în data de 8 martie, toate doamnele și domnișoarele de pe întregul glob sunt sărbătorite cu flori, cadouri sau alte mici atenții din partea persoanelor dragi sau partenerilor de viață. Încă de la primele ore ale dimineții l-am găsit în teren la lucru pe primarul Vamvu Costinel, oferind flori, o atenție dulce, dar și un gând bun și o urare de bine tuturor doamnelor și domnișoarelor. Pentru ziua de 8 martie, în fiecare an le-am dăruit câte o floare și o ciocolată la doamnele și domnișoarele și toate fetele din comuna Rogova, sat Poroinița. E o zi importantă pentru femeile din comuna Rogova și trebuie să le mulțumim și pe ele cu urări și toate cele bune. O primăvară frumoasă le doresc, multă sănătate și toate cele bune. Totodată, alături de primarul comunei a fost prezent și viceprimarul comunei Rogova, Vișan Ion, consilierii locali și domnii din primăria Rogova, împărțind sărbătoritelor din poartă în poartă, dar și șoferițelor sau doamnelor care erau surprinse pe drumuri, la magazine, cadouri, dar și mesaje de suflet. Este inițiativa noastră din 2012, din momentul în care ne-am instalat la conducerea acestei comune. Am constatat că doamnelor, mai ales într-o asemenea zi deosebită, le face o plăcere și o bucurie gestul nostru, drept pentru care persistăm în această inițiativă să le facem la doamne câte o bucurie de ziua de 8 martie. În cinstea doamnelor și domnișoarelor, primarul comunei Rogova s-a pregătit temeinic și a organizat o acțiune de suflet ca simbol al prețuirii pe care o poartă reprezentantelor sexului frumos din localitate. Cum vi se pare inițiativa domnului primar? Foarte bună, să știți. Pe cuvânt, e foarte bună, ne-am înțeles, înțelege omul. Noi suntem mulțumiți de dânsul, să știți. Deci este important să păstrăm astfel de tradiții? Da, da, foarte bine. A făcut Rogova, ne-a ajutat, crede care sunt și sărași și bogați. Nu, n-avem treabă cu domnul primar. Importantă. Sunteți mulțumite de ce a făcut domnul primar la dumneavoastră? Foarte mulțumit. Este important să păstrăm tradițiile? Da. Este important să nu ne uităm rădăcinile. Evenimentul în sine a însemnat și un bun prilej pentru ca oamenii să stea de vorbă cu primarul, pentru a spune doleanțele și a afla de la edil care este stadiul diferitelor investiții realizate în zonă.